Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu Tutorial App. Numele meu este Marius și astăzi v-am pregătit ceva special. Niște bancuri, o colecție de bancuri. Nu o să vă zic cine le-a făcut, dar dacă o să vă placă o să mai facem. Și după aia o să vă zic cine le-a făcut aceste bancuri, adică cine le-a făcut, cine le-a recitat, hai să fie așa. Bun. Vă doresc vizionare plăcută și noi ne vedem data viitoare. De ce plângi, bade, Gheorghe? Domnul doctor, înainte când mă uitam la o muiere, gata eram. Amu, pot să mă uit și o săptămână. Bade, dragă, eu sunt doctor de ochi. Matale, trebuie să merg la un specialist. Bă, eu crezui că de la ochii, baiu. Care este diferența dintre un politician și un hoț? Răspunsul: pe primul îl aleg eu, al doilea mă alege el pe mine. Bună ziua! Bună ziua, domnule polițist! Dumneata, tinere domn, pe gheața asta conduci cu 80 de km pe oră? Vrei să ajungi la spital? Da! Bravo! Frumos răspuns! Ești șmecher! Nu, sunt doctor! Doctorul stomatolog îi spune revoltat pacientul: hei, acestea sunt bagnote false! La care pacientul îi răspunde foarte calm: dar dinții pe care mi-a spus sunt adevărați? Cum o duc, moldovenită Ștefane? Rău, doamne, rău! Cum așa? Păi jumătate sunt plecați în Spania, iar jumătate în Rusia. Dar de lenită, Iancule, binișor, doamne! Ia uzi, păi, de ce? Jumătate sunt în Italia, iar jumătate sunt în Germania. Dar oltenită-i Tudore. Foarte bine, doamne, bravo, cum așa? Păi jumătate sunt în Timișoara, un sfert în Camera Deputaților și restul în Senat. Cioc, cioc! Cine e? Zâna cea bună! Și de ce ai un topor? Nu sunt bine dispusă astăzi. Ha 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 ha!